Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Iubiți credincioși, suntem astăzi în praznicul împărătesc al schimbării la fața Domnului. Un praznic, o sărbătoare care a avut o istorie a ei de-a lungul veacurilor. A început, se pare, cu ctitoria făcută de Sfânta Împărăteasă Elena pe muntele Tabor și apoi a continuat cu alte și alte forme de cult care au îmbrăcat această sărbătoare. Sărbătoarea aceasta a schimbării la fața Domnului și are rădăcinile, își are istoria undeva în Noul Testament. Trei dintre evangheliști relatează despre evenimentul deosebit de important și prea puțin cunoscut de noi a schimbării la fața Domnului. Este vorba despre evangheliștii sinoptici Matei, Marcu și Luca. Sfântul Ioan Evanghelistul, deși a participat direct la această mare descoperire și la această mare trăire personală, totuși el nu descrie în Evanghelia sa în mod direct această schimbare la față. Totuși, el vorbește la un moment dat și chiar în primul capitol despre faptul că el, Ioan, a văzut lumina, lumina care a venit în lume și pe care el a văzut-o cu ochii săi. De altfel, această lumină dumnezeiască a fost văzută și de către drepții patriarhii, prorocii Vechiului Testament, dar ea a fost văzută mai ales de primul om, de Adam și de Eva. Ni se relatează în Cartea Facerea, după creația omului, că omul, preună cu toată creația, era o făptură binecuvântată și luminată de Dumnezeu. Dumnezeu a văzut pe toate cele pe care le-a creat că erau bune foarte. Toate erau în rânduială, toate erau în comuniune de viață și iubire cu Creatorul. Ei bine, ne întrebăm de ce Sfinții Părinți ai Bisericii au fixat această sărbătoare a schimbării la față pe 6 august în luna 8-a a fiecărui an. Ne întrebăm și e firesc să ne întrebăm deoarece acest eveniment a avut loc cu puțin înainte de Sfintele Pătimiri. Ar fi putut fi fixat, dacă se avea în vedere rânduiala cronologică, undeva înainte de Paști. Căci ne spun Sfintele Evangheliei că la sfârșitul perioadei de propovăduire a cuvântului Evangheliei în Galileea, atunci deci când Mântuitorul se pregătea să treacă în Iudeea, să vină în Ierusalim și aici să se jertfească pentru mântuirea lumii, așadar, cu puțin timp înainte de Sfintele sale pătimiri, Mântuitorul i-a luat pe ucenicii săi și s-a îndreptat pe Valea Iordanului către Cezarea lui Filip, într-un ținut destul de retras și acolo a avut o convorbire tainică cu toți cei 12. Acolo Petru a mărturisit dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos. Acolo el, Petru, a fost numit
fiul lui Iona de către Mântuitorul și pe mărturia lui, Petru, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu cel viu, Dumnezeu a întemeiat biserica sa. E bine, deci cu 6 zile înainte de acest eveniment al schimbării la față, Mântuitorul a rostit cuvinte profetice. Adevărat, vă spun vouă, că vine ceasul, iată și venit, cum mereu se spune în Evanghelie, când unii din cei ce stau aici, nu vor gusta moarte. Sunt unii din cei care stau aici care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Această împărăție a lui Dumnezeu venind cu putere multă s-a descoperit și ucenicii au contemplat-o pe muntele Tabor. Dar nu toți cei 12, ci doar 3 dintre ei. Și anume Petru, Iacob și Ioan. Dar să revin. De ce este fixată această sărbătoare pe 6 august și în un altă zi? Cronologic, vă spuneam, era firesc să fie fixată înainte de Paște. 6. Păi 6 pentru că în ziua 6-a a fost creat omul. Și omul a fost creat, cum vă spuneam, bun. Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu și în perspectiva sau în vederea unei infinite asemănări cu El. Și 8. Cifra 8 trimite în simbolistica cifrelor la viața veșnică și la ziua 8-a, la ziua din împărăția cerurilor, ziua cea neînserată. Ziua în care soarele nu mai este cel de acum, stelele și luna nu mai sunt, în locul lor este un singur soare, Iisus Hristos, lumina lumii, și sori sau stele sunt miliarde, îngerii și sfinții. Sfinții vor străluci, spune Sfânta Scriptură, ca soarele în împărăția cerurilor. Așadar, sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare a Domnului, dar pentru om. El, Mântuitorul, se schimbă la față pe muntele Taborului pentru a ne arăta nouă oamenilor cum arăta omul creat de Dumnezeu în ziua a 6-a și cum vor arăta cei mântuiți în împărăția cerurilor din ziua 8-a. Aceasta este taina fixării sărbătorii schimbării la față în 6 august sau la 6 august în fiecare an. Așadar, sărbătoarea de astăzi, deși, cum vă spuneam, plină de conținut duhovnicesc înalt și adânc, profund, este foarte puțin cunoscută de majoritatea creștinilor. Este o sărbătoare trecută cu vederea față de celelalte mari învieri, în special a nașterii Domnului, deși cu nimic nu este mai prejos decât toate acestea. Aș spune îndrăznind că, de fapt, această sărbătoare a schimbării la față cuprinde în ea și sărbătoarea nașterii Domnului și sărbătoarea învierii, mai ales a Mântuitorului. Mai adânc cuprinde și săptămâna Sfintelor Patii. Dar să o istorisim, să istorisim pe scurt ce s-a întâmplat în momentul în care Mântuitorul s-a urcat pe munte. Pe muntele cel Sfânt. A luat, cum spuneam, pe cei 3 ucenici intimi, triada aceasta apostolică, după chipul Preasfintei Treimi, care s-a arătat sus pe Tabor. Și a urcat pe Tabor și ne relatează evangheliștii când unul, când celălalt, ei se completează, cum vă spuneam, sunt sinoptici, că la un moment dat Mântuitorul, rugându-se pe munte,
Muntele acesta, deschid o paranteză, este un munte situat la 19 km sud-vest de Marea Galilei, lângă cetatea Betleem, locul nașterii, lângă cetatea Nazaret, locul copilăriei Mântuitorului, lângă Cana Galilei, lângă Nain, acolo este muntele Tabor, un munte relativ înalt pentru zona aceea, vreo 500 și ceva de metri înălțime, cel mai înalt din zonă. Ei bine, rugându-se, s-a schimbat la față. Ucenicii l-au văzut dintr-o dată altfel. Fața sa strălucea ca soarele, așa au putut ei descrie, iar hainele sale, veșmintele sale, se făcuseră albe ca lumina. Aceasta după Evanghelistul Matei. Marcu spune că se făcuseră atât de albe ca zăpada, zice el, încât un înălbitor, un înălbitor pe pământ nu poate înălbi. Și Domnul, strălucind astfel, a fost văzut cu ochii trupești de către Sfinții Ucenici. Petru chiar spune, am văzut slava Lui cu ochii noștri. Vedeți, iubiți credincioși, cum arăta omul. Arăta transfigurat, îndumnezeit. Arăta plin de slavă. Era îmbrăcat cu lumină dumnezeiască necreată. Ce-am ajuns? Ce-a ajuns omul? Ce-am ajuns noi? Este suficient să ne privim pe noi. Și să privim în jurul nostru. Dar o să revenim la condiția omului căzut, care, totuși, prin mila lui Dumnezeu, poate din nou să ajungă precum Mântuitorul pe Tabor. Precum ucenicii pe Tabor. Ne relatează evangheliștii că deodată s-au văzut în acea lumină dumnezeiască care cuprinseze tot muntele, doi oameni sfinți ai Vechiului Testament. Moise și Ilie. Moise și Ilie care îl flancau de-a stânga și de-a dreapta. Moise și Ilie vorbeau cu Mântuitorul despre cele mai de pe urmă evenimente. Despre sfintele sale patimi ce urmau să aibă loc la Ierusalim. Iată prezente aici pe Tabor, sfintele patimi. Moise și Ilie vorbeau despre cruce. Vorbeau despre jertfă. Vorbeau despre mântuirea omului. De ce oare Dumnezeu aici a ales doar pe cei doi din Vechiul Testament? Ne întrebăm. Păi, în primul rând, iubiți credincioși, Moise și Ilie sunt doi drepți ai Vechiului Testament, doi mari profeți, care au dorit să vadă fața lui Dumnezeu. Moise special. Și Dumnezeu i-a spus lui Moise, Moise, tu fața mea nu o poți să o vezi. Pentru că omul nu poate să facă, să vadă fața mea și să mai rămână viu. Să mai trăiască. Dar vei vedea spatele meu și mâna mea cea dreaptă. Simbolul este lesne de înțeles. Spatele lui Dumnezeu simbolizează urmele sale din creație. Mă vei vedea pe mine prin creația mea. Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Și mâna mea cea dreaptă. Adică guvernarea lumii de către mine prin legea morală, naturală, numită conștiință și prin toate legile pe care eu le-am dat oamenilor. Providența divină. Conducerea nevăzută a celor văzute. O vei vedea și pe aceasta. Dar fața mea nu o să o vezi.
Iată că vine vremea când Moise, pe Tabor, vede fața. Vede fața lui Dumnezeu prin firea umană a lui Dumnezeu, cuvântul făcut Fiul omului. De asemenea, Ilie, știm pe Carmel, a vorbit cu Dumnezeu. S-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a ascultat cu foc, care a coborât peste jertfă. De asemenea, pe muntele Horeb, Ilie nu vede fața Domnului, dar aude, simte, mai ales prezența Lui, nu în uragan, nu în cutremur, nu în foc, ci în adiere de vânt în limbi, în zefir. El cel impetuos primește o descoperire lină a lui Dumnezeu. Moise și Ilie, iubiți credincioși, pentru că unul, Moise, reprezintă legea Vechiului Testament, sintetizată în Decalog, să nu faci. Lecția lui nu, pe care trebuie să o învățăm și noi. Pentru că ea stă la baza lecției lui da, din Noul Testament. Deci, legea reprezentată de Moise și profeții reprezentați de Ilie. Tot aici, pe Tabor, este reprezentată căsătoria și fecioria. Moise a fost căsătorit. A avut soție și a avut copii. Și a plăcut lui Dumnezeu. Ilie a fost feciorelnic. Moise a fost blândețea întruchipată, spune Sfânta Scriptură că n-a existat om contemporan cu Moise mai blând ca Moise. Blândețea, dar și impetuozitatea, râvna, zelul prezent în Ilie. Vedem aici, prin Moise, pe blândul păstor și prin Ilie pe dreptul judecător. De asemenea, Moise și Ilie reprezintă trecutul și viitorul. Moise a trăit, a murit, a fost ridicat din iad odată cu învierea Mântuitorului. Ilie n-a murit. Ilie a fost răpit la cer, într-un car de foc, cu cai de foc, un vârtej de vânt, și el este tainic răpit în văzduh. N-a murit. Reprezintă viitorul, pentru că el va veni, Ilie, împreună cu Enoch, un alt drept al Vechiului Testament, ca înainte mergători, cele de-a doua venire a Mântuitorului. Prezentul este Hristos. Prezentul absolut. Veșnicia. În El, în Hristos, se adună toate. Se adună cerul și pământul, se adună Vechiul și Noul Testament, se adună legea și prorocii care se împlinesc în Hristos, se adună familia legiuită și fecioria bine păzită. Se adună de asemenea timpul și spațiul, toate în Hristos, pentru a fi transfigurate, pentru a fi sfințite. Dar mai ales omul se adună, pentru că cei trei ucenici reprezintă în miniatură biserica. Petru și el râvnitor, Ioan Iacob, perechea aceasta de frați foarte râvnitori, știm fiii tunetului, primiți, rămân în extaz, scutremurați și se bucură. De atâta bucurie au fost copleșiți încât Petru a devenit copil la minte. A început să spună banalități. Dar banalități, cum spune un copil, îți plac, îți duioase. Petru a început să vorbească, și îl vedem și în icoană, singurul îndreptat cu privirea spre Hristos cel transfigurat. Bine de noi că suntem aici, Doamne. Ce bine de noi că suntem aici. Și dacă vrei, dacă vrei, poruncește și voi construi trei colibe. Ție una, lui Moise una și una lui Ilie. El, Petru, dorea, ca un copil, să înveșnicească momentul. Să oprească clipa aceea și să o transforme în veșnicie. Ce bine de noi să fim aici.
Dar aproape când a terminat ce au de spus, că un nor l-a învăluit pe el și pe cei doi, un nor luminos, o antinomie perfectă, un nor luminos i-a învăluit și cutremurați, cuprinși de acest nor, au auzit o voce. Acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. Ecou al unor cuvinte de la botez. Vă amintiți? Dar și un adaos. Pe acesta să-l ascultați. Vă trimite undeva cu gândul pe acesta să-l ascultați. Ar trebui să ne trimită cu gândul la Moise. Moise a profețit despre Hristos. Proroc ca mine, din sânul vostru, din neamul vostru, vă va trimite Domnul Dumnezeu, pe acela să-l ascultați. Moise, iată, sigur, sub lucrarea Duhului Sfânt, a vorbit profetic. Și acum se împlinește aceste, pe acesta să-l ascultați. Și dintr-o dată, această contemplație s-a încheiat subit. Și-au deschis ochii ucenicii și-au văzut doar pe Iisus. Ca înainte. Nu mai era nici Moise, nici Ilie. Vechiul Testament s-a încheiat. Urmează Noul Testament. Mântuitorul nu mai vorbește cu cei trei despre patimi. Le vorbise mai înainte și despre patimi și despre înviere și n-au prea înțeles mare lucru. Vor înțelege după pogorârea Duhului Sfânt și vor pune temelia învățăturii creștine pe răstignire și înviere, dar n-au înțeles atunci. Le-a vorbit Mântuitorul despre înviere. Și le-a poruncit să nu spuneți despre ce ați văzut aici pe munte, decât după înviere. Decât după slăvita înviere. Ucenicii l-au ascultat. E bine, iubiți credincioși, vă spuneam că sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare a Domnului, dar pentru noi, pentru oameni. Și anume, ne propune sărbătoarea de astăzi să contemplăm ce am fost și ce putem să fim. E adevărat să medităm și la ce am ajuns. Trece vremea, sunt bătrân. Tot cu omul vechi rămân. Spune o vorbă în popor. Și cred că dacă ne uităm la noi, că așa ar fi bine, nu la ceilalți, pe noi ne putem schimba dacă vrem și credem în Cel care poate să ne schimbe. Constatăm că trece vremea, sunt bătrân, tot cu omul vechi rămân. Tot cu lista de păcate aceeași, neschimbată. Ba parcă din când în când mai adaug niște nuanțe, niște păcate acolo pe listă. Ce am ajuns? Am ajuns, în primul rând, și o constatăm cu noi și cu ceilalți, să nu mai știm ce am fost. O să-mi spuneți, dar n-am fost niciodată ca Adam și Eva, niciodată ca Hristos pe Tabor, niciodată ca Petru, Iacob și Ioan, niciodată ca Moise și Ilie. Ba, am fost. Știți când? La botez. La botez am fost așa. Nu spunem noi, nu cântăm noi, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Și apoi când dăm lumânarea nașului, preoții noi, când dăm lumânarea, spunem, cântăm, dă-mi mie haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Mult milostive, Hristoase, Dumnezeul meu. Nu primim noi la mirungere darurile Duhului Sfânt. Atunci la botez, ne îngropăm întru Hristos, înviem întru Hristos, ne îmbrăcăm întru Hristos. Primim înfierea întru Hristos. Devenim frații Lui.
Primim arbuna învierii, a vieții veșnice, arbuna sfințeniei. Toate sunt în noi. Dar cine mai vorbește despre toate acestea într-o lume în care parcă totul este înspre în afară? Dacă întreb pe un om, da, să ne întrebăm pe noi, cine ești tu? Cine sunt eu? O să vedeți că cei mai mulți se definesc prin hainele pe care le poartă, prin ceasul de la mână pe care îl poartă, prin mașina din care descind, prin vila în care intră ei și cu ai lor, prin conturile de la bancă, prin relații, prin funcție, prin vacanțele în care pot să se să meargă, în țară sau afară. Se definesc oamenii mai mult prin ce nu sunt, ci prin ce au. Dar oare au? Sunt ale lor? Să presupunem că au muncit și că le-au dobândit pe muncă cinstită. Discutabil, foarte discutabil. Dar unde sunt ei? Cunosc ei? Cunoaștem noi cine suntem? Testul este simplu. Întrebați un om, oarecare, un creștin ortodox, un practicant, care sunt puterile din el. Și o să aveți marea surpriză să nu te cunoască ce putere ai tu, ce daruri ai primit tu, cum le-ai lucrat tu. Ne mai mirăm că ajunge copilul la 17-18 ani, tânărul adolescent, și când este întrebat ce vei face ca să nu fie în ochii celorlalți un fomf, zice, îndrugă ceva. Medic, arhitect, profesor. Ce știe el despre toate acestea? Foarte puțin. Dar despre el, cu siguranță, dacă îl întrebați mai multe, știe și mai puțin. Și la ce folosesc toate acelea, să zicem, dacă nu cunoști cine ești? N-a spus Shakespeare. Aceasta e întrebarea. A fi sau a nu fi? Tot el a mai spus ceva. Că lumea aceasta e ca un spectacol de teatru. Adesea prost făcut, prost regizat. Iar noi fiecare suntem un fel de actor, de actori, mai mult sau mai puțin pricep, oameni cu măști, oameni fățarnici. Fățăria aceasta e o dedublare pe care noi, trudnic, în 10 de ani am construit-o. Am construit-o cu bani. Cu bani mulți. Vine o vreme când ne îmbolnăvim. Tot căutând să facem bani, ne îmbolnăvim. Și cu trupurile. Și atunci ne dăm seama că suntem bolnavi. Și banii aceia acum îi cheltuim ca să redevenim sănătoși. Și greu de spus dacă mai putem. Oricum vine bătrânețea și în final moartea și ne rade. Slavă lui Dumnezeu că a îngăduit moartea. Cum spune la Părintas. Este o binecuvântare moartea. Deci un spectacol de teatru. Și noi actori, fiecare cu constructul interior. Necunoscând darurile lui Dumnezeu din noi, puterile lui Dumnezeu din noi, începem să construim în noi un al doilea personaj după modelul lumii. Noi cei creați după alt model și care trebuie să ajungem să fim desăvârșiți într-un acel model, Iisus Hristos, arhetipul nostru. Noi avem arhetipuri. Și anume modele. Modele din lumea aceasta. Și să presupunem că luăm doar un model, slujim doar un idol, ar fi bine. Dar nu este așa. Luăm de pe la mulți. Și tot punem în noi. Tot punem în noi chipuri și chipuri. De aceea se spune despre un astfel de om că e închipuit.
Nu mai știi cine este. Nu mai știi cum să-l iei, e și nu e. Pentru că El a pus în el, din modelele acestea din lumea aceasta, ce a considerat El de cuvință, în totală uitare de Creator și de darurile care erau în El puse de Creator. E ca și cum, pe înțelesul tuturor și al meu întâi, e ca și cum într-un recipient, într-un vas cu apă, am turna, spre exemplu, venin. Eu știu, o travă. Am turnat acolo. Deci n-am golit paharul, ci am încercat să scoatem apa din pahar, din recipient, turnând în pahar un alt lichid. Am zis eu, o travă. Și turnăm și turnăm și trebuie să turnăm foarte mult pentru a ieși de acolo apa și a rămâne doar veninul. Turnăm mult. Nici nu suntem siguri dacă am putut scoate toată apa. Sigur nu o putem. Că ceva din adâncul lui Dumnezeu rămâne în noi. Dar am tot turnat, înțelegeți? Am scos din darurile lui Dumnezeu sau le-am acoperit. Și a devenit omul un dedublat. Cum spune Tudor Arghezi, în mine sunt niște doi. Vedeți la ce se referă cuvântul Mântuitorului să se lepede omul de sine? Să se lepede de această lucrătură, de acest cancer, de această excrescență pe care El a creat-o în zeci de ani, după modelul lumii. Trebuie să fiu ca lumea. Trece vremea, sunt bătrân, tot cu omul vechi rămân. Explicația aceasta de ce oamenii în vârstă nu se dumiresc nici înaintea morții, că ei au fost altcineva, au primit niște daruri, niște puteri pe care le-au lucrat nu împreună cu Dumnezeu, ci împotriva adesea, în uitare de Dumnezeu și în largul, cu largul concurs al demonului, al vrăjmașului, care asta își dorește. Pe el nu-l interesează altceva decât să uităm de Dumnezeu, să ne socotim pe Dumnezeu. Și cum îl ne socotești pe Dumnezeu? Trăind ca și cum Dumnezeu n-ar fi. Schimbarea la fața Domnului este pentru schimbarea la față a omului, a noastră. Schimbarea aceasta în limba greacă se numește metanoia. Schimbarea modului de a gândi viața. Modului de a trăi viața. Nu este suficient să vii la biserică. Nu este suficient să participi la toate tainele neparticipând. Și aceasta se vede din roade. Fără să criticăm pe cineva, vă arunc așa un exemplu la îndemână. Ești în biserică, după un ceas de concentrare, de luptă, ajungi să te liniștești. Să te poți și tu ruga puțin. Și tocmai atunci vine unul sau una. Credincioasă, evlavioasă, cu acatistul în mână, cu banii foșcăini. Intră ea în biserică, tropătind, gesticulând, vociferând. Unei părintele, vreau să ajung acolo, să dau eu acatist, e o problemă urgentă. Părintele are și el, înduielile lui, acolo la altar. Bate în ușă. Săracul preot trebuie să deschidă. Dacă nu-l ajută nimeni, toată lumea nu vrea să se pună rău cu lumea. Știți? Chiar și în biserică. E bine, gândiți-vă când vine un autocar. Noi suntem mulți, dați-vă la o parte. Omul era acolo de o oră, credinciosul, într-un colțișor, își găsește și el bruma aceea de liniște. Deci, vedeți că nu este suficient să vii la biserică. Deci întreb dacă l-a adus Dumnezeu sau altcineva în biserică. El pleacă, a pus o lumânărică, cu conștiința că și-a făcut datoria de creștin, de acum el e bine văzut de Dumnezeu, fără să schimbe nicio picătură din modul lui de a gândi lumesc. Rămâne tot cel de dinainte de a intra în biserică. Deci, sărbătoarea de astăzi e de maximă importanță pentru că ne propune să ne schimbăm de a adevăratele. Să schimbăm modul de a gândi viața.
de a gândi relația cu Dumnezeu, cu semenii, cu noi înșine. Spunea un sfânt teognost. Nimeni nu va putea cunoaște pe Dumnezeu dacă nu s-a cunoscut pe sine. Vorbești cu nu știi cine. De unde se vede? Din starea pe care o ai. Un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu, care a cunoscut iubirea Lui, nu poate să se comporte ca aceea pe care i-am descris înainte. Are o sfială când intră în biserică. Nu e important dacă ajunge să se închine aici. Vameșul aici a ajuns? Nu. Era la ușă. Când se duce la Sfintele Moaște, nu trebuie să le atingă neapărat. Dacă e acolo altcineva, așteaptă. Nu e important să le atingi. Degeaba le atingi cu mâna dacă nu le atingi cu inima. Bai și în păcat. Că n-ai evlavie, crezând că ai. Adevărata evlavie sfială. Adevărata credință și adevărata evlavie e simțirea Harului. Dacă aceasta nu e, nimic nu e. Sfântul Simeon, nou teolog, și o să închei, nu vreau să vă ostenesc, că și așa mă îngăduiți prea mult, Sfântul Simeon, nou teolog, este foarte tranșant și aproape că ne sperie în ce spune. Un om, un credincios care n-a cunoscut raiul aici, dincolo, n-are cum să-l trăiască. El, contemplând ceea ce s-a întâmplat pe Tabor, el și Sfântul Serafim de Sarul și toți Sfinții Tihași și Sfinții Mucenici înainte de sfârșitul lor pământesc, gândiți-vă la Sfântul Ștefan, care a ieșit la adus slava lui Dumnezeu și despre el s-a spus că el strălucea cu fața unui înger. Moise, de asemenea, în Vechiul Testament strălucea și el. Avem niște pregustări până la schimbarea la față și în Vechiul Testament, nu vreau acum să intru, sunt foarte multe chiar. Avem norul și în Vechiul Testament avem și acolo focul. Toate sunt lucrări etapizate în planul lui Dumnezeu, dar revin la Sfântul acesta Simeon, noul teolog. Contemplă el ce s-a întâmplat pe Tabor. Pe Tabor este Hristos, fața Lui strălucitoare ca soarele, hainele albe ca lumina, norul care i-a învăluit pe ucenici. Și el zice, participând și el acum la această lumină taborică, zice, în mirare, în extaz, cum de foc ești, ce țâșnește și ești val răcoritor, cum de aprins și alin îndată, cum mă faci nemuritor. Adică să simți nemurirea, să simți că ultimul cuvânt al vieții e viața, cuvânt mare, nu moartea. Toate le pot într-un Hristos cel care mă întărește, spune Sfântul Apostol Pavel. Într-o lumina ta vom vedea lumina. Strigat-am dintr-o inima mea, spune David, Doamne, arată-ți fața ta spre mine, fața ta, Doamne, voi căuta, fața ta arată-o, nu-ți întoarce fața ta de la mine. Când mă necăjesc, de grab auzi, întoarce-ți fața, toți au, de la Adam până la sfârșitul lumii, credincioși au dorit să vadă fața lui Dumnezeu. Deci vedeți cum de foc ești ce țâșnește și ești val răcoritor. Aceasta este experiența întâlnirii cu Dumnezeu. Foc, care la început arde tot păcat, toată zgura și apoi încălzește inima. Precum ceara se moaie, se poate modela inima și apoi se întipărește Iisus Hristos acolo. Și pune El pecetea acolo că noi, prin voia noastră liberă și puțina credință și uitarea de Dumnezeu, am întipărit altceva în suflet. Și trebuie multă osteneală și stăruință în osteneală și recunoștință permanentă către Dumnezeu ca să putem să reînviem, să renaștem întru Hristos. Aș vrea să luați aminte la icoana, acum în final, icoana schimbării la față. Pentru că icoana spune mai bine decât am spus eu în cuvinte. Numai dacă privești icoana schimbării la față.
deschid o mică paranteză. În Muntele Athos a fost o școală de pictură celebră. Tânărul pictor, după ce urma toate cele, la final avea un test. Trebuia să picteze icoana schimbării la față. Știți de ce? Pentru că cel mai greu de pictat în arta bisericească, cel mai greu de pictat e harul. Cum să-l... Dacă n-ai experiență cu el, nu poți să-l pictezi. Cel mai greu de pictat este, cea mai grea de pictat, este icoana Maicii Domnului, că trebuie să o înfățișez și fecioară și mamă, cu ambele trăsături, antinomic. Aceasta, dacă și tu ai o astfel de experiență. Pe cum se numesc în mănăstire călugărițele? Maici. Au votul fecioriei, dar se numite maici. Deci, din experiență, poți, dacă o ai, să pictezi. Și icoana aceasta schimbării la față, pentru că e foarte greu să pui în imagine, să pictezi lumina necreată. Dacă luați aminte la icoana schimbării aceasta la față, o să vedeți că Mântuitorul este, cum spune Evanghelia, fața strălucind, hainele albe, transfigurate, dar ceva surpriză. Trupul său este înconjurat de o mandorlă, de o elipsă longitudinală, care ce culoare credeți că are? Foarte închisă. De ce credeți? De ce credeți că deci dincolo sau în spatele său este aproape negru? E o culoare foarte închisă, e un maron închis. De ce o are? Nu știu dacă o avem aici. E, sigur. Da. Departe. Adevărat, de icoană, da. O să vedeți ce e. În spate, mandorlă. Știți de ce? Pentru că El este și Dumnezeu. Și în ființa sa este incognoscibil. Și este pictat negru în sensul că acolo e inaccesibil, nu poți pătrunde. Dar din acel negru sau în tuneric, tuneric în sensul că omul este incapabil să contemple ființa lui Dumnezeu, cea transcendentă prin excelență, apare acea culoare închisă, din care izvorăște lumina și lumina aceasta e necreată și din ea ne împărtășim și noi. Ne împărtășim și noi în biserică prin Sfintele Taine. V-am spus aceasta ca să înțelegeți că pe Tabor a avut loc o transfigurare a celui care este Dumnezeu și om. Pentru om, ca și omul să se ridice. Dacă luați aminte la om, omul lui Dumnezeu trebuie să fie un om transfigurat, un om, adică înduhovnicit, un om luminat, un om de asemenea plin de pace, de bucurie, de libertate, de putere și mai ales de sfințenie. Și asta este imaginea unui om asupra căruia a înrăurit harul prin mila lui Dumnezeu. Omul fără har e un om desfigurat. Omul fără har nu e frumos, e hâd. E un om încruntat, trist, abătut. Un om, chiar dacă boala te copleșește și pe Sfinții a copleșit, lumina a rămas, frumusețea a rămas. Sfințenia era prezentă, mai ales atunci. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să încercăm și noi fiecare în parte și toți în biserică să ne propunem în mod serios o schimbare. Să nu rămânem înțepeniți și amăgiți că suntem creștini trăitori, poate chiar unii desăvârșiți. Desăvârșirea, spunea cineva, Sfântul Isaac Siru, este o prăpastie de smerenie. Dar să nu confundăm smerenia cu prostia. Niciodată.
Smerenia înseamnă, în primul rând, fericiți cei săraci cu... Știți o interpretare cum sună? Și îmi place interpretarea aceasta. Smerit cu Duhul, sărac cu Duhul, este cel care s-a sărăcit de toate duhurile rele care îl transformaseră și pe într-o ființă desfigurată și a rămas în el doar un Duh, Duhul Sfânt. E sărac de toate duhurile rele și bogat în Duhul Sfânt. Aceasta e sărăcia cu Duhul. Un om care simte prezența Duhului Sfânt e smerit. Celălalt nu. Celălalt e închipuit. Are o smerenie falsă. De fapt, se și vede imediat. Deci ziceam să-L rugăm pe Dumnezeu, Cel care s-a urcat pe Tabor pentru noi, nu doar pentru apostol, pentru noi, pentru mine s-a urcat pe Tabor, ca să-mi arate ce-am fost, să nu deznădăjduiesc pentru ce-am ajuns și să tânjesc spre ce pot să fiu. Asta spre slava Lui și spre gustarea mântuirii încă de aici. Amin. Iubiți credincioși, încă două anunțuri mereu le fac. Că știți, e bine să repet, să spune că învățătura, mama învățării, mama repetiția, repetiție. Eu nu cred în treaba asta prea mult, dar ajută și ea. E bine să repeți, nu înseamnă că știi ceva. Știți cum a spus doamna Miron Costin. Miron Costin, marele Miron Costin, la un moment dat spune cronica, nu? Spune așa. Cineva citea, știți, nu știu, acatiste sau citea din Sfânta Scriptură. Tu înțelegi ce citești? E, nu prea. Dacă nu înțelegi ce citești, asta e goană după vânt. Vântul, vântul și încălzește apa, fierbe apa. Deci când vântul, vântul și fierbi apa, înseamnă că citești, dar nu înțelegi. Ori, pe Dumnezeu trebuie să-L înțelegi, să-L cunoști. Și asta este viața veșnică, să te cunoască pe tine. Unde spune crede și nu cerceta? Cineva a numărat în Sfânta Scriptură de 1600 ori sau 4 ori, se spune cercetați, râvniți, căutați, bateți. Depinde unde. Da, îndemnul ăsta e de 1000, de peste 1000 de ori. Nici vorbă despre acea vorbă cu crede și nu cerceta. Deci e două anunțuri. Și anume, primul este legat de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, 15 august. Seara e priveghere și aici la catedrală, catedrală merge și Preasfințitul, priveghere cu scoaterea epitafului după ce se va fi cântat prohodul Adormirii Maicii Domnului. Și al doilea anunț este că duminică, peste câteva zile numai, ne întâlnim, dacă ajută Dumnezeu și ne dă putere și înțelepciune, pentru folos duhovnicesc aici în mănăstire, cu tema despre sminteală. Despre sminteală. Sminteala ține de minte și trebuie să luăm aminte, pentru că mintea e ca o moară. Ce bagi în ea, aia macină. Dacă nu bagi în ea nimic, rămâi infantil. Adică copil la minte. Sfântul Apostol Pavel spune că fiți copii, când e vorba de nerăutate. La minte, în schimb, fiți oameni desăvârșiți. Așa să fim oameni desăvârșiți. Bărbați. Chiar dacă sunteți și femei dumneavoastră, puteți fi bărbați. Adică oameni care s-au maturizat într-o credință. Nu care sunt infantili în credință. Care nu știu, cum vă spuneam, lucruri elementare de credință. Și care pretind că sunt credincioși. Și care arată prin fapte că sunt necredincioși. Și care, și asta e grav, smintesc pe cei puțin credincioși. Când intră omul în biserică, rar, așa intră omul de astăzi în biserică, el, dorind să se întâlnească cu Dumnezeu, se întâlnește cu oameni fără Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu. Și după aceea se gândește, oare am venit bine aici? N-ar fi bine să mă duc totuși în altă parte? Și să zmitește omul și să duce în altă parte. Și păcatul e al nostru și nu ne dăm seama. Vă spun clar, păcatul zmiterii este un păcat uriaș. Și nu putem să le evaluăm, nu putem să spunem la... N-ați observat la spovedanie că cel mai greu să spui dacă ai zmitit pe cineva, că nu știi. Nu știi dacă l-ai zmitit sau nu. Pe câți n-am zmitit noi? Când umblam și noi ca
cei fără frica lui Dumnezeu. Pe câți nu am fi smintit atunci? Mai putem să întoarcem înapoi fulgii ăștia din perna vieții noastre? Greu de spus. Mila lui Dumnezeu ne mai poate salva. Pe El contăm și pe mila Lui. Și pe ce a spus Sfântul Siloan, ține-ți mintea în iad, adică tu cam acolo ești, n-ai nicio șansă să ieși de acolo, dar nu deznădăjdui că Hristos a coborât în iad. Deci poate să coboare și în sufletul tău, despre care simți că e iad. Da, Doamne, coboară în el. Doamne, scapă-mă. Doamne, scapă-mă, ca Petru. Că eu acolo sunt. Nicio șansă n-am. O să vă spun duminică, o să fac o surpriză, să vă prezint și o carte deosebită, Se întorc morții acasă, dacă a citit-o atunci sunteți deja avizați, dacă nu, o să-i fac și puțină reclamă, că face bine o astfel de carte, Se întorc morții acasă, o carte despre un om care s-a întors din moarte clinică după 21 de zile, omul respectiv s-a înnecat în mod banal cu un os de pește, a intrat în insuficiență respiratorie acută, a fost declarat decedat, nu i s-a făcut necropsia și apoi, evident, a fost înmormântat într-un cavou, șansa lui. Uite că e bun și cavou, nu mă gândeam vreodată că o să-l laud cavou. Oricum, nu o să-l laud nici acum. Cert este că a intrat în cavou și acolo, după un timp, osul s-a rupt și el s-a deșteptat, nu știe când. 21 de zile știe că a stat. Șansa lui a doua este că nu s-a deshidratat, deoarece avea ce se pune de către preot pe piept. Apă, vinul și cu uleiul, știți, unde lemnul se pune pe piept și l-a ținut oarecum vinul, mai ales se evaporă greu și uleiul de asemenea și a rămas omul cumva în putere de a putut să bată la ușă. Șansa a treia este că a venit femeia care tămâia tocmai atunci și a deschis. Șansa a patra e că n-a murit femeia văzând. Șansa a cincea este că, și aceasta este cea mai mare șansa lui, la un moment dat, deși cu multe necazuri pentru că autoritățile nu-l mai recunoșteau, a mers la primărie, noi n-avem lege, nu putem să te încadrăm din nou în viață pentru că tu ești mort. La primărie, la biserică, noi nu avem nici noi legi bisericești de asta, că dacă învia cineva ce să-ți face, nu putem. Și omul acum căuta cumva să se încadreze în societate. Ce s-a întâmplat, a lucrat Dumnezeu, cum se întâmplă. Știți că e vorba asta, că nimic nu e întâmplător. E greșită. Totul e întâmplător. Adică totul se petrece în templu. Cuvântul întâmplător înseamnă în templu. Nimic nu e hazard, e corect. Dar bun, asta e o paranteză scurtă. Deci totul e întâmplător, căci la gura metroului, tot căutând el de colo-colo să se identifice și să poată să se încadreze în societatea aceasta, la un moment dat tot bombănea la gura metroului când se iasă de la o stație de metrou și zicea așa, în șoaptă, el ne mai fi primit nici de familie. Dar nu intru acum în detalii. Și familia s-a speriat. Nu mai primea copiii că să sperie de el. Doar soția îi mai aducea ceva mâncare și îl spăla. Și tot căutând de colo-colo, a ajuns la metrou, cum vă spuneam, și acolo vede cum, după ce ies oamenii din metrou, ales tinerii, în viteză, în fugă, pe scări. Și el acolo stă rezemat așa, la capătul de jos al scării și zice, hei, puișorilor, dacă aș ști de unde vin eu acum, n-ați mai fugi așa. Hei, puișorilor, dacă aș ști de unde vin eu acum, n-ați mai fugi așa. Șansa, nu știu cât mai e, este că Dumnezeu a trimis acolo pe un jurnalist. Ăsta curios, cum e jurnalistul, a auzit că bombă de ceva. Și s-a dus pe ce spui. Și a repetat. Crezi că este așa, o poveste a lui. Poate omul nici nu-i întreg la minte. Și de aici începe firul foarte interesant al poveștii reale. Și anume, îi spune că e real, îi povestește ce s-a întâmplat. Timp de 3 ani de zile au un dialog, se întâlnesc de 3-4 ori pe săptămână, într-un loc anume, timp de un an jumate, el e același om de dinainte, i-a spus cine era, ofițer de securitate, un călău, un tiran, un nenorocit, un ticălos, o bestie de om, care nu regreta nici acum timp de un an jumate, nici a făcut în perioada comunistă. După un an jumate începe să stea puțin pe gânduri, stând de vorbă cu acest jurnalist, cade pe gânduri și la un moment dat este întrebat de acest jurnalist
dacă dorește să se spovedească. Și a zis, da, în final te voi duce la cineva, printr-o cunoștință a ajuns la un părinte călugăr, pe nume Filip, acesta îl cheamă Petre, pe acest ofițer de securitate întors din morți, și acest Filip îl recunoaște. Era călăul lui. L-a condamnat la 25 de ani de pușcărie, din care a avut 21 la muncă silnică pe viață, 21 de ani. El era exact autorul dosarului și al schingiuirilor, se pare, acestui Filip, 21 de ani de pușcărie, e duhovnic și trebuie să-l spovedească. Petre nu știe nimic, nu-l recunoaște pe acest călugăr, călugărul, în schimb, v-a spus, l-a recunoscut. Ce s-a întâmplat este cumva iarăși ușor de anticipat. Acest călugăr are o mare dilemă. Eu, personal, mi-e foarte greu să-l iert pe acesta, dar dacă spus de Dumnezeu aici, îl voi dezlega. S-a luptat cu el totuși mult, până să-l primească și să-l dezlege, dorind să-l și ierte personal. Pentru că el îl rugase pe Dumnezeu cândva să ajungă la desăvârșire, ori desăvârșirea să-ți iubești vrăjmașul. Și acum, iată, Dumnezeu îi trimitea vrăjmașul. Acesta era cu adevărat o bestie pentru familia lui Filip, pentru că pe el l-a băgat la pușcărie 25 de ani, muncă silnică pe viață, pe tatăl său sau pe fratele său l-a ucis, iar pe sora sa a violat-o. Acesta. Trebuia acum să vină să-l spună toate lucrurile acestea. Și le-a spus, și a fost dezlegat, și acest Petre a intrat în mănăstire acolo, în final, și 21 de ani, după 21 de ani, a murit. Deci el a murit, acum a dormit, de tot, de tot, și a scos el, practic, Dumnezeu, prin el, o carte, cartea aparține jurnalistului, Cornel Constantin Ciomâzgă este autorul cărții, Se întorc morții acasă. V-am spus deja pe scurt, o transfigurare, o schimbare la față, ca exemplu, din vremurile noastre, reală, povestită de acest om în care eu am încredere, un om credincios, puteți să o citiți cartea aceasta, am mai scris încă una, se numește Lucrarea, și aceea foarte bună. Iată că Dumnezeu, dacă mi-a pus în minte să vă spun asta, deși asta am vrut să vă spun duminică... De unde se pot procura? Păi, probabil de oriunde. De oriunde în sensul de la o librărie mare. O librărie mare din București, cu siguranță. Sau pe net. Puteți, sigur. Se găsesc, am înțeles, încă se mai găsesc aceste cărți. Dar pentru astăzi am considerat că, uite, în final este bine să știți că se petrec, să le numim minuni. Eu le-aș numi frumuseți ale lucrării lui Dumnezeu într-un om urât, cum a fost Petre. A lucrat Dumnezeu, iată, o întoarcere din morți, el povestește din iad, a ajuns acolo, povestește ce a văzut, ce a simțit. Pe mine m-a frapat întunericul. Acolo nu e întuneric ca acesta de la noi, că nu e lună și stele. Spunea că simțea că îl poți prinde în mână. Iar a scos întuneric. Dar nu-l prinde, evident. Și suferințele celor de acolo erau absolut de nedescris. În primul rând că oamenii de acolo, sufletele, erau hâte toate, adică nu mai arătau ca oameni. Aveau, unul avea cap de hipopotam. Dar îl identifica cine este Petre, era unul dintre ei lui. Și așa mai departe, deci o desfigurare de asta absolut greu de imaginat de către noi. El, în schimb, a văzut-o. Iarăși, un aspect care mi-a atras atenția este faptul că un an jumate după revenirea din acest iad, el nu se pocăiește. Pentru mine asta este cel mai uluitor lucru. Un an jumate el rămâne același. Își justifică toate crimele. Spune că mi-a făcut datoria față de stat, față de securitate, față de conștiința mea. Deci o lepădătură de om, un drac, ai putea spune. După care începe să se moaie urmarea dialogului cu acest Cornel Constantin Ciomâzgă, domnul profesor, pentru că el e profesor de jurnalism, povestește că îi era greu să se ducă să stea de vorbă cu el. Simțeam că nu mă mai duc. Nu trebuie să mă mai duc. Îmi transmitea o energie negativă formidabilă acest om.
Și cu toate astea simțeam că trebuie să mă duc. De fiecare dată când plecam, să nu mă mai întorc aici. Aici parcă e un demon. Să lupta pur și simplu cu el însuși și l-a ajutat Dumnezeu să, iată, să, în final, să-i găsească duhovnul și pe cine i-a găsit. Nu l-a cunoscut. Cornel Constantin cel Mâzgă spune că n-a știut de acest Filip. N-a știut nimic despre Petre acesta decât din ce a spus el. Întâlnirea asta este, într-adevăr, de povestit. E verificat. Omul ăsta este viu, jurnalistul. Cei doi, a fost convenția lor, au murit. Doar atunci a avut el dreptul să publice cartea, după ce ei s-au dus dincolo. Dar cred că fiecare, citind-o, va putea extrage personal mult mai multe decât am încercat eu să încropesc aici, pe fugă în final. Să ne ajute Dumnezeu ca să gustăm și să trăim raiul aici, pentru ca dincolo mai cu adevărat să trăim spre bucuria așa lui Dumnezeu. Că mult se bucură Dumnezeu când om se întoarce la El. Dar mult se întristează diavolii și oamenii Lui. Iar m-a frapat o chestie, familia nu l-a mai recunoscut. Familia care l-a plâns, că spuneau ei, l-am plâns când am murit. Am plâns, ne-a părut rău de tata, de bunicul. Și acum nu-l mai vreau. Nu-i el, ba el, ba nu-i el, nu-i el, nu ne mai interesează. Exista o vorbă că atunci când se întoarce un om din morți, lumea asta nu mai cuprinde. Așa se întâmplă și spiritual. Doar soția totuși l-a primit, soția. Dar copiii și nepoții, mai ales, care nu erau nici prea mici, nici prea mari, nici prea mici ca să nu știe că a murit bunicul, nici prea mari ca să totul să fie mai bărbați și să aibă o discuție cu acesta, oricum este un caz acesta. De regulă eu nu prea povestesc cazuri de acestea spectaculoase, acestea și spectaculoase, se poate face un film, dar ce film mai mare decât viața, decât povestea însăși, nu cred. Vi l-am spus pentru folosul dumneavoastră și aceasta pentru că eu personal m-am folosit foarte mult de întâmplare și mai ales de credința că așa a fost prin încredințarea că autorul este un om credincios cu adevărat. Cornel Constantin Ciobâscă este autorul. Două cărți are, citiți-le pe amândouă, Lucrarea, prima, și aceasta recentă Se întorc morții acasă, da. Va folosi, sunt sigur. Da. Este cumva și editura? Nu știu.